Dacă cumva gândul lor oscilează între mine și Camara, rugămintea mea este ca votul pentru mine să fie îndreptat către Camara, astfel încât el să-și poată continua misiunea mai departe, pentru că este mult mai importantă misiunea lui decât permanența mea aici. În ediția de luni seara, emoțiile au atins cote maxime. Patru faimoși au fost propuși pentru eliminare, Camara, Ionuța Iftimoaie, Ada și Zmărândescu. Jocul devine din ce în ce mai greu pentru concurenți, iar luptele sunt mult mai aprige, fiind puse la bătaie două mize. În Consiliul de Eliminare, Ionuța Iftimoaie a surprins audiența cu o declarație uimitoare la adresa colegului său, Camara. Competiția Survivor România devine din ce în ce mai acerbă, iar concurenții au de trecut mai multe teste grele de rezistență. Jocul aduce în prim plan două mize importante, cea de captivitate și de imunitate. S-au dat lupte grele și în cadrul ediției din 20 martie. Războinicii au reușit să se impună în fața faimoșilor, astfel că la jocul pentru imunitate echipa albastră a obținut un punctaj de 7-2. Faimoșii au fost nevoiți să nominalizeze colegi pentru eliminare, iar mai bine de jumătate dintre concurenți au fost propuși să iasă din concurs. Ada și Camara au fost cei mai votați concurenți. Când le-a venit rândul, Remus și Bianca, cei care au câștigat imunitatea personală, au nominalizat la rândurile lor, propunând alte nume. Remus a ales să-l nominalizeze pe Ionuța Iftimoaie, iar Bianca pe Mihai Zmărândescu. Astfel, patru concurenți sunt în pericol de eliminare și, deși miza este mare, anumiți concurenți dau dovadă de umanitate. Ionuța Iftimoaie a făcut un gest care a impresionat o țară întreagă. Îl felicit pe Camara, care duce o bătălie extraordinară. Face foarte multe eforturi. Vreau să spun un lucru celor de acasă, dacă oscilează cumva între mine și Camara, să-i dea lui votul meu, pentru a putea continua misiunea lui, pentru că este mult mai importantă decât a mea, a spus Iftimoaie despre Camara, în cadrul ediției de luni seara.